În epistola lui Iacov, capitolul 2, versetul 23, stă scris: Astfel s-a împlinit scriptura care zice: Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Despre Avram, Dumnezeu a spus: Eu îl cunosc. Ce mesaj mai luminos decât acesta poate primi cineva din partea lui Dumnezeu, cu atât mai mult cu cât mesajul tragic al Mântuitorului din ziua aceea, în dreptul celor pierduți, va fi: Niciodată nu v-am cunoscut. Dumnezeu îl cunoaște pe Avram. El îl chemase. Și în mijlocul acelui mesaj de chemare, Dumnezeu îi făgăduise: Voi face din tine un neam mare și vei fi o binecuvântare și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Iar mai târziu avea să reconfirme acest gând adăugând, citez: Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Geneza 22:18. Chemarea lui Avram, binecuvântarea sa cu o mulțime de urmași și asigurarea cu privire la faptul că toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în el și în sămânța sa, sunt gânduri care se împletesc iar și iar în făgăduința legământului pe care Dumnezeu continuă să îi adreseze. Dar, dincolo de credincioșia lui Dumnezeu, toate acestea își găsesc un fundament și în același timp o condiție în credincioșia lui Avram față de Dumnezeu. Împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu făcute lui Avram a avut și continuă să aibă loc pe baza modului credincios în care acesta le-a lăsat moștenire urmașilor lui adevărul cu privire la Dumnezeu și o legătură de ascultare cu el. Și astfel binecuvântarea adevărului transmisă urmașilor săi s-a răsfrânt asupra întregului pământ. Lucrează, Doamne, în noi dorința Ta de a Te cunoaște, de a ne lăsa cunoscuți de Tine și de a le lăsa copiilor noștri o moștenire trainică.